domnul Corlățean transmite românilor din diaspora cu aceste suspiciuni de tip Antena 3 și partenerilor noștri din Uniunea Europeană un mesaj foarte periculos. Și anume că însuși Ministerul de Externe al României nu este capabil să garanteze alegeri corecte în secțiile de votare din diaspora. Că diplomații României sunt implicați în imaginare fraude electorale. Cred că o asemenea reclamă pentru calitatea democrației din România n-ar trebui să fie făcută tamandă Ministrul Afacerilor Externe. Și îmi exprim încă o dată îngrijorarea și protestul față de tentativa domnului Corlățean de a băga cu forța politica USL pe teritoriul prin excelență neutru al diplomației românești. Dacă aveți întrebări, vă stau cu plăcere la dispoziție.